Era ceva băieți pe acolo, adică... Era așa, era, aveam pe Francis Vașna, campion mondial, Daniel Dumitrescu, vicecampion olimpic, Valentin Barbu, vicecampion european și Nistor Vasile, campion european. Singurul outsider era meu. Singurul campion, singurul outsider era meu. Dar știi cum se... Și mi-a așa Dumnezeu și am luat-o medalie. Noi întrebăm tot timpul, în momentul în care a intrat în vestiar, așa întrebăm pe cei cu care ne întâlnim, în momentul când a intrat în vestiar, atunci când ești junior, te-au speriat balaurii de acolo, te-a luat cineva sub aripă, ai avut parte de botez, la box cum e? Adică tu ai venit un copil, ok, care aveai rezultate, da? Și ai intrat în vestiar unde ai găsit, pe cine ai găsit, pe cine ai spus tu? Sau mă rog, pe cei care erau atunci, în acel moment. Cum te-au primit? Am fost născut vedeta. N-am putut să fac. Asta e. Te-ai dus cu tupeu da. Peste ei, nu? Întotdeauna. N-ai cum. Atât timp cât ești bun în ceea ce faci, toți vor lăsa capul jos în fața ta. N-au cum. Mă refer la cei din lumea ta. Da, sau bine, cel puțin așa se făcea în prima noastră. Acum nu, mai veni. Acum nu mai... Ai două meciuri și ești campion mondial deja. Corect. Ți-a fost vreodată greu? A fost vreun moment în care ai vrut să te lași? Adică să spui, nu mai simt că nu mai pot continua, gata, nu mai pot? De box? La box, da, de multe ori. N-am fost zidă, Dumnezeu, să nu spun gata, asta e ultima. N-a fost munca sau pumnii care i-am luat. Problema mea a fost alimentația. Deci n-am ținut niciodată să slăbesc. Nu ne-am învățat niciodată. Au pus tot timpul biciu pe noi și ne-au dat afară de la masă. Deci noi n-am mâncat. Bine, eram copil în creștere. Eu așa am rămas din aceeași înălțime din clasa 8, eu n-am mai crescut. Așa a vrut Dumnezeu să fie, dar am avut oasele puternice. Mâncarea au fost și țeasta groasă. Da, care rezista la pumn, da. Povestește-ne puțin la prima olimpiadă atunci când ai luat medalie. Adică nu se aștepta nimeni, după cum spuneai și tu. Cum ai reușit? Prin ce stări ai trecut? Și cum au reacționat cei de lângă tine, cei din jurul tău? Prima dată când am ajuns acolo, m-am ridicat în picioare în autocar și m-am uitat. Și am zis, wow, ce o să fac eu aici o lună de zile? M-am gândit eu. Ce o să fac eu aici o lună de zile? Pentru că eram conștient că o să pierd în primul meci, probabil, și ce o să fac eu aici? Am avut ce să fac, am boxat, până în penultima zi am boxat, am fost în competiție și am fost în tensiune, da? Încheiai olimpiada. Jocurile olimpice... Prima, hai să spun. Da. M-am dus la cântar dimineața, la primul cântar dimineața și m-am pus în linie. Eu am văzut acolo scris și 3 și m-am pus în linie. În fața mea unul înalt. Un alt cu un cap mai un alt cu cap și el se întoarce la mine și spune, bla bla bla. Zice, du-te acolo. Când mă uit acolo, era 54 de kilograme. Scria pe o afiș mare acolo, 54 de kilograme. Eram la 63. Și eu era legitimația. Și pe legitimația mea scria, era o chestie mică, scria 63 kilograme. El s-a uitat la aia și mă s-a întors la un impas și a început să râdă. Să vorbească cu aia, să râdă. Ha, la, 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 la. Gata, deja m-a luat. Toți nervii aia de român. Da. Ce ai zis? Stai să vezi. Banc, primul meci cu el, mexican. Doamnă, câtă bătaie i-am dat. După meci plângea săracul. Că nu-i venea să caia, când ăla micul era tasul. Reclamă, ăla micul era tasul. De respira greu. Respira și greu, da. Ne-au reamintit colegii numele, Edgar Ruiz. Da? Edgar Ruiz l-ai prins pe băiat, da. Înalt și înalt, da. Ți-ai dat seama după ce s-a... La modul sincer, după ce s-a terminat competiția, după ce s-au terminat jocurile, ți-ai dat seama de ceea ce ai realizat? Nu. Nu, încă nu realizasem. Pentru că... Eram numai între vedete, numai între campioni. Eram numai între campioni. Și dacă nu ești campion, nu realizezi. Trebuie să fii campion. Corect. Da. Eram numai cu campioni. Noi veneam cu tradiție în box, adică nu eram... Da.
tu trebuia, tu și ceilalți trebuia să duceți mai departe, la modul tot așa sincer, pentru că România avea o tradiție în box. Nu, din păcate, nu n-am avut posibilitatea să avem lume deschidere spre profesionism. Și oamenii ne-au ținut pe noi și ne-au ținut, chiar dacă eram buni, ne țineau, n-aveau nevoie de noi ca și campion, pentru că nu ne puteau vinde mai departe, adică nu ne puteau promova mai departe. Noi ne plafonam la un bronz, un argint, maxim. Campionii, pentru campionii ieșeau doar cei care au deschidere pentru boxul profesionist. Sau Cuba, care este numărul unu în lume și n-ai ce să-i faci. Pentru că dacă faci o măgărie la o competiție cu un cubanez și echipa Cubei își retrage boxerii din competiție, nu mai poți să ții competiția. Da. Așa că... toți. Așa că nu mai poți să ții competiția. Că din 12 meciuri, 8 sau 9 sunt cubanezi. Corect. Da, dar cu toate astea le-ați făcut față cu brio și i-ați și bătut așa un pic. Da, din păcate, să știi că au fost mulți boxeri talentați care s-au pierdut. S-au pierdut și din cauza deciziilor greșite, s-au pierdut și din cauza antrenorilor care, în loc să ne învețe box, nu mai ne-au muncit și ne-au alergat și numai pe muncă și pe bici. Au zis că cu biciu se face box. Nu e chiar așa. Trebuie să știi, să explici unui copii. Totul se studiază. Trebuie să învățăm să studiem fiecare adversar, cum boxează, ce face. Antrenorul trebuie să stea cu noi să ne învețe. Dar dacă antrenorul are două meciuri și au venit pe relații și au ajuns pe relații antrenori, n-au cum să te învețe așa lucru. Pentru că nu știu. Nu că n-ar. Probabil ar vrea, dar nu știu. E mai bine să stai, să citești și dai drumul la alergare, dai drumul la saună, 10 saci, 10 cori, 10 box cu umbra. Păi eu le fac, dar am și eu probleme cu stângaci. Eu am avut niște mari antrenori care acum, ei sunt mari antrenori, dar dacă problemele mele au fost cu stângaci, de ce nu m-am învățat niciodată să boxez cu stângaci? Corect. Îi întreb eu acum. Corect, da. Dar de ce nu m-am întrebat? De ce am avut probleme cu stângaci? Eu am pierdut titlul olimpic cu stângaci. Pentru că n-a avut cine Atlanta. Să spună, da. Pentru că nu m-a învățat nimeni să boxez cu stângaci. De ce spun lucrul ăsta și sunt așa pornit? Pentru că l-am avut la profesioniști pe Paul Spadafora. Da. Vă aduceți aminte? Da, pentru unificare. Da. Și ce meci am făcut. Dar eu, care aveam probleme cu stângacii și găsit unul de cei mai buni stângaci la lightweight în perioada aia, m-am pregătit special pentru el. Și ce meci am făcut. Dacă m-aș fi pregătit special și pentru adversarii din box amator, n-aș fi reușit probabil mai mult, pentru că sultanii cu bulgarul au făcut 3-3 a fost decizia finală și a câștigat sultanii la preferințe. Pe bulgar l-am bătut cu 2 luni în urmă, knockout, prima repriză, în finala campionatului european, în Danemarca. Ghinion, asta e! Da, poate și din cauza... Deci, nu. Scuză-mă, antrenorii sunt cei care ar trebui să facă un pas înainte și să ajute sportivii să meargă mai departe. Prin studii, prin muncă, prin dăruire, trebuie să fii cu el în ring. Eu am și oameni care fac box de plăcere și eu sunt cu ei tot timpul și învăț. Oamenii sunt nebuniți pentru că învață niște lucruri pe care nu le-ar fi învățat niciodată în altă sală sau cu un alt antrenor. Și asta mă face să fiu nebun așa, să spun, bă, uite cât de frumos e boxul și ce ar fi trebuit să facă un antrenor pentru noi. Noi am învățat, ia-l, rupe-l, omoară-l, dă-l pe spate, pune-l pe corzi, amenință-l cu stânga. Eu vreau să-l iau, dar el nu stă. Eu ce fac acum? Ia! Păi nu, dar astea erau întrebările mele. Eu vreau să-l iau, dar el fuge. Tai calea, păi cum să-l tai? Pune piedică. Pune o plasă. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!